ca pe curba lui Gauss. Deci, o primă interpretare, ceea ce înseamnă că activitatea se desfășoară în parametrii normali, pentru că orice fenomen studiat care respecte curba lui Gauss intră în interval de normalitate. Sigur, de aici îți mai puteți face, că vreau să anticipez niște lucruri. O să spuneți, de exemplu, la un moment dat, când m-am uitat și eu un pic, că avem neșcolarizați, vreau să spun, vă găsiți acolo 215 elevi, ceea ce o să, dar o să vă rog să analizați că acest 215 elevi se referă la 35.000 de elevi, ceea ce înseamnă nici 1%. Ceea ce nu, evident că nu este bine că avem niște neșcolarizați, dar nu este o caracteristică a învățământului sugerat.